v-am regăsit, oameni buni, la o nouă emisiune Perfectul Simplu. Peste două zile este 10 mai, o sărbătoare națională cu triplă semnificație. Emisiunea din această seară este dedicată regalității. Ziua Regelui sau Ziua Regalității, sărbătorită pe 10 mai, a fost Ziua Națională a României între anii 1866-1916 și 1918-1947. Totul a început în 1866, când principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ajunge la București și este încoronat ca domnitor al României. În lungul și istovitorul drum către țara noastră, poposește și la Slatina. Iată ce consemnează documentele vremii citate de Digi24. Era deja 9 mai, pe la orele amiezii, când trăsura care îl ducea pe Carol spre București a ajuns la Slatina. Prințul călătorea neîntrerupt de 16 ore, plecase din turnul Severin pe la ora 8 în seara precedentă și ajunsese la Craiova la 6:30. Dincolo de Craiova, alergarea nebună a început peste câmp, își notase Carol în memoriile sale. Drum bătut nu era, trăsura trecea drept peste câmp, mai scrisese el. La Slatina, prințul a avut parte de o primire și mai pompoasă decât cu câteva ore mai devreme la Craiova. Populația se adunase de pretutindeni și se grămădise pe ambele maluri ale Oltului pentru a-l primi cu aclamații pe tânărul domnitor. La Slatina, Carol a primit în audiență autoritățile orășenești, apoi a luat prânzul într-o casă particulară și a plecat mai departe. Nu avea vreme de zăbovit, mai avea încă drum lung până la București. Ziua Regelui sărbătorea și declarația de independență a ambelor camere ale Parlamentului României față de Imperiul Otoman, declarație care a avut loc la 9 mai 1877, marcând astfel și începutul războiului de independență al României. Tot la 10 mai, în 1881, a avut loc ceremonia de încoronare a regelui Carol I al României. Ziua națională, la 10 mai, era sărbătorită de toți românii. În 1917 a fost însă interzisă, ca urmare a ocupației germane a României. În 1947 este interzisă definitiv de regimul comunist, după abdicarea forțată a regelui Mihai I al României. Legea 103 din 14 mai 2015 hotărăște la articolul 1 ca, citez, ziua de 10 mai va fi sărbătorită în fiecare an ca sărbătoare națională, închei citatul, prin organizarea de manifestări cultural-artistice. Însă în textul actului normativ nu apare explicit denumirea sărbătorii. Însă în media este denumită Ziua Regalității. În anul 2021 a intrat în vigoare legea 189, care la articolul 1 prevede că, citez, ziua de 10 mai va fi sărbătorită în fiecare an ca Ziua Independenței Naționale a României, zi de sărbătoare națională lucrătoare. Am încheiat citatul. În luna februarie a acestui an, Alteța sa, Principele Nicolae, nepotul regelui Mihai I, ne-a acordat un interviu cu ocazia venirii sale la Slatina, la invitația Clubului Rotary de aici, pentru a promova unul dintre proiectele sale de suflet, istoria regalității în școli. Acest interviu, pe care îl veți urmări imediat, este omagiul nostru pentru monarhia care a făcut din România un stat modern și puternic, o monarhie care a făcut posibilă întregirea celor două principate cu Ardealul la 1 decembrie 1918. Deviza regelui Carol I era totul pentru țară, nimic pentru mine. Așadar, urmăriți în continuare interviul acordat Olt TV, în emisiunea Perfectul Simplu, de Principele Nicolae, Alteța sa regală. Vizionare plăcută!
Bine v-am regăsit, oameni buni, la o ediție de colecție a emisiunii Perfectul Simplu. Ne aflăm într-un loc încărcat de tradiție și istorie românească, împreună cu invitatul nostru, un om care, deși tânăr, împlinește în curând 39 de ani anul acesta, poartă în toată ființa sa istoria României din ultimii aproape 200 de ani. Istoria cea adevărată, pentru că noi, cei născuți în perioada comunistă, nu am avut parte de istoria adevărată, de tot ceea ce au însemnat regii și reginele României de la Carol I încoace. Suntem onorați să-l avem la Slatina, pe Alteța sa, Principele Nicolae al României, în neobosita sa misiune de susținător și activist al unei educații și vieți curate. Alteța voastră, bine ați venit la Slatina! Bine v-am găsit! Aveți mulți admiratori și prieteni în Slatina și în județul Olt, unde ați mai fost de altfel. De fapt, peste tot aveți prieteni și admiratori în România. Care este secretul dumneavoastră în această legătură apropiată cu oamenii? Întrebare bună. Este foarte important să fii cât mai natural, modest și să faci timp să interacționezi cu oameni și probabil pentru asta. Eu sunt Nicolae, un om simplu și sper să rămân așa. Deci e ceva foarte simplu, nu e nimic complicat. Da. Sunteți noastră natural. Așa consider eu. Așa consider și eu. Ați venit în România în 1992 pentru prima oară împreună cu bunicul dumneavoastră, regele Mihai I al românilor, când aveați 7 ani. Ce ați simțit atunci? Care este cea mai puternică amintire? Cred că toate vizite, de fapt, dar când mă gândesc la cele 3 zile de atunci, mă gândesc mai degrabă scena de pe balcon, la Hotelul Continental. Și atunci am realizat că, de fapt, familia mea nu este o familie obișnuită, chiar dacă am auzit mai multe povești despre familie și istorie familiei până în acest moment. Am făcut prima cunoștință cu un rege atunci. Chiar dacă am stat cu el foarte des în Elveția, pe regele Mihai l-am cunoscut acolo când, ce să mai zic, el a fost iubit și poporul a ratat această iubire pentru un om care a fost forțat să sta departe de casa lui, de țara lui. Dar pe care n-a uitat-o niciodată. Niciodată. Și atunci am văzut că el e persoana principală din poveștile și această iubire este o iubire cu adevărat față de un rege, un om care a făcut cât a putut și foarte mult pentru această țară și poporul. Și iubirea a fost reciprocă, care a fost foarte, cred că foarte important, în toată modestia lui. Dar a fost un moment foarte puternic pe acest balcon. Un moment istoric, emoțional, pentru toată lumea. În ciuda tuturor piedicilor de atunci, peste 1 milion de români s-au strâns doar acolo. Da. Ar fi vrut să vină mult mai mulți oameni. Uh-huh. Și noi cei care, așa cum am spus la început, ne-am născut în perioada comunistă, știam din alte părți, de la alți oameni și de la Europa Liberă, cât luptă regele Mihai pentru țara sa. Da. Știam asta. Și l-am iubit întotdeauna. După mulți ani de voluntariat în diverse activități benefice pentru oameni și mediu, ați înființat Asociația Principele Nicolae cu rostul de a face mai mult pentru România. Și enumăr din proiectele noastre, Reciclăm Viitorul, Codrii de Mâine, Istoria Regalității în Școli.
Ați venit la Slatina acum, timp de 2 zile, pentru a sta de vorbă direct cu tinerii, elevi. Ai 2 colegii, Ion Minulescu și Radu Greceanu din Slatina. Cum ați avut astăzi o primă întâlnire? Cum a fost această întâlnire și cum sunt întâlnirile? Pentru că acest proiect a început de ceva timp și deja ați avut întâlniri la diverse, da, în diverse școli din țară. Primul este primit cu brațe deschise. Anul trecut am întâlnit cu peste 4300 de elevi din toate colțurile țării și mă bucur că am ajuns și aici la Slatina, unde am fost primit cu brațe deschise și foarte mult entuziasm din partea elevilor. Au pus întrebări mai grele și faptul că niciodată este o pauză în întâlnirile respective. Tot timpul este o întrebare, nu numai despre trecutul, ce au făcut anumiți oameni, dar despre prezentul. Ce valori avem, de ce avem, de unde suntem, de unde sunt. Și bineînțeles despre viitorul lor, care este la fel de important. Dar cu totul este legat. Adică trecutul formează astăzi formează viitorul. Și noi, prin elev, formăm împreună viitorul, dar nu putem să mergem mai departe fără să știm de unde am plecat. Nu, plecarea nu este de astăzi. Plecarea a început înainte noastră, cu părinți, cu bunicii. Și faptul că în jurul nostru aici avem, de exemplu, portul tradițional. Asta este un exemplu folosit în mine, fiindcă când purtam așa ceva, purtam țară, purtam poporul, purtam valori, tradiții, o comunitate, identitatea noastră. Poate este cel mai important valor când ne uităm sau purtam un port tradițional. Și asta încerc să transmit. Trebuie să avem grijă de astăzi pentru un viitor mai bun și trebuie să înțelegem de ce suntem, unde suntem astăzi și pentru asta trebuie să înțelegem trecutul. Avem nevoie de și un simbol în societate. Un simbol nu înseamnă că trebuie să fie un om viu. Se poate să fie oricine. Dar în familie regală avem mai mulți oameni care putem să considerăm că au format România modernă, au creat valori și încă ne inspire. Am văzut că purtați cu mare drag și dumneavoastră și soția dumneavoastră, Alina Marie de România, și copiii dumneavoastră, vă stă foarte bine, e o poză foarte frumoasă, portul popular, așa cum Regina Maria și Regina Elisabeta, da, au purtat, au adoptat. Principesa Ileana, la fel. Da, și principesa Ileana, da. Au iubit tradițiile românești, le-au promovat, le-au făcut cunoscute în toată Europa și iată că dumneavoastră sunteți un continuator, ar fi foarte mândre de dumneavoastră, cu siguranță. La 100 de ani de la nașterea regelui Mihai, în 2021, spuneați: dragi români, regele Mihai a stat la povești cu foarte mulți dintre noi. Unii erau în preajma lui, alții au stat departe sau chiar mai aproape de el. De departe și de aproape, regele Mihai a atins pe fiecare dintre noi cu modestia și iubirea lui față de țară și popor. Regele Mihai spunea că nu putem să avem un viitor fără să ne respectăm trecutul. Iată. Mesajul acesta este și deviza Asociației Principele Nicolae, care va difuza anul viitor gândurile și amintirile românilor despre regele Mihai. Vă chem pe toți să luați parte la această lucrare, să strângem împreună amintiri, gânduri, emoții, prin care păstrăm vie memoria regelui nostru pentru generațiile care vin. Regele Mihai, bunicul meu, a fost un adevărat patriot. El a iubit această țară, el a intrat în sufletele românilor încă din anii 40 și aș dori să ne gândim la el cu sufletul cald și spiritul treaz. În memoria lui noi avem datoria să sărbătorim, să amintim și să transmitem generațiilor viitoare tot ceea ce a însemnat pentru România. Simbolul coroanei române
al solidarității, simbolul modestiei și al credinței. Așa să ne ajute Dumnezeu. A să realiza și un album de fotografii, un album pe care îl putem procura dacă intrăm pe, da? Da. Pe site-ul dumneavoastră, Asociația Principele Nicolae. Prin editură. Prin editură, Vreme. Ați spus niște cuvinte extraordinare și acolo, dar pentru că emisiunea noastră este destul de scurtă, vă întreb doar atât. În afară de acea imagine din balcon cu mulțimea aceea care a venit acolo din iubire pentru regele lor, ce amintire nespusă până acum vă leagă de acest om extraordinar care a fost regele Mihai al românilor, bunicul dumneavoastră? Felul în care el a fost, pur și simplu. Indiferent prin ce a trecut, a ținut capul în sus. Capul sus. A ținut cu poporul, cu țara, a avut simțul de a proteja țara și poporul când momentele au cerut. Modestie, iubire, a fost un om care nu a vorbit foarte mult, dar când a vorbit, știai că a fost momentul să asculți. Foarte rar a vorbit în public cu discursuri sau într-o emisiune, dar când a vorbit în Parlament, a atins anumite lucruri în care încă acum sunt foarte valabile și cred că vor fi valabile pentru viitorul apropiat. Din fericire am fost acolo. Da. Și a spus cuvintele care au rămas amprentate da. În noi. Noi am luat această țară de la copiii noștri. Exact. Citesc din memorie. Exact. Da. Este și un fel de deviză a dumneavoastră pe site-ul da. Asociației și Principele. Trebuie să fie valabil pentru orice ce facem în ziua de astăzi. Adică am luat cu împrumut de la copiii noștri. Noi nu am moștenit această țară, da. Dar am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Exact. Deci avem o datorie. Exact. Vreau să vă smulg o mărturisire. Nu știu, îmi permit poate prea mult. V-a spus ceva doar între patru ochi? Un sfat? Un mesaj, nu știu, ceva care să rămână doar între regele Mihai, bunicul dumneavoastră, omul și dumneavoastră. Păi, dacă zic acum, nu o să rămân între patru ochi. Sfatul lui întotdeauna a fost să trebuie să te gândești în general, mai puțin la tine, mai mult la alții. Trebuie să fie mai mult respect în societate, în jurul nostru, mai multă inițiativă, să nu uităm de unde am pornit, cine suntem la bază și să întotdeauna să comportăm ca un om. Adică înainte de orice, orice suntem, orice funcție avem, suntem oameni înainte de tot. Ești un om. Și nu trebuie să uităm asta. Oricine care stă în fața ta este un om. În carne și oase, sentimente și tot. Și trebuie să confruntăm mai mult. Așa. Astăzi, după acest interviu, vom vedea la Centrul Cultural Eugen Ionescu filmul Maria, Inima României, parte integrantă a Turneului Național de Educație Istorică, inițiat de studioul Chainsaw Film Productions, cu producătorii John Florescu și Dan Drăghicescu și Fundația Principele Nicolae, acțiunile de aici fiind susținute de Clubul Rotary Slatina. Prin venele dumneavoastră curge și sângele acestei femei remarcabile, care trebuie să fie un exemplu pentru noi toți. Dacă unii se mai îndoiesc de rolul crucial al reginei Maria, al regilor României în modernizarea țării noastre, în recunoașterea europeană și mondială, ce argumente le va aduce acest film? Ce înseamnă să ai un lider?
un lider care reprezintă cu demnitate pe plan național, internațional, dar un lider modest. Regina Maria pentru mine este un om care a creat definiția de a fi regal. Un regal nu înseamnă să fii bogat, nu înseamnă să porți coroană, dar înseamnă să reprezinți o identitate. Poporul, țară, cultură și așa mai departe. Regina Maria știa ce pălărie să poată și când. Când să fie printre oameni la țară cu țăran, când să poată coroană, când să poată pălărie de soție, de mamă, de politician, din când în când. Știa foarte bine și a avut această simț extraordinar și sacrificiu pentru această țară și acest popor. Și dacă citim câteva jurnale din primul război mondial, soldații scria acolo: sper să-mi trăiesc încă o săptămână să citesc în, cred că a fost o revistă, textul scris de Regina Maria. Ea scria despre țară ei, cum vedea lucru, oameni, poporul, cultură și nu numai. Era mama răniților, da? Da? În primul război mondial a avut un rol determinant și în alinarea rănilor, da, soldaților. Da. A fost un om foarte curajos. N-a fost întâmplător că un diplomat străin din Germania a zis că există un singur bărbat în România și asta este Regina Maria. Așa de curajos a fost. Dar așa de bine a înțeles acest popor. A fost un om mai român decât orice alt român care a trăit sau a luptat pentru această țară, poate. Faptul că a călărit printre glonțe pe front, e ceva, nici nu pot să înțeleg acest lucru, mai ales pentru primul război mondial, când a fost poate mai periculos față de acum, nu știu. A fost un om care poate trebuie să devină un sfânt. Dar e cel mai bun exemplu de pentru orice lider, dar orice cetățean, cum să fii zi de zi, cum să reprezinți un popor, o familie, o comunitate, indiferent ce este. De aceea este atât de important, vorbeam despre istoria falsificată și istoria adevărată. Uh-huh. Eu am găsit primele cărți despre, și scrierile reginei Elisabeta, soția regelui Carol I, sub numele de Carmen Silva, uh-huh, ascunse în podul socrilor mei, dintr-o comună din Olt, unde țăranii nu au vrut să se înscrie în cooperativele agricole de producție și au suferit foarte mult. Și acolo am aflat foarte multe lucruri, pentru că nouă ne era interzis. Da. Noi n-am știut foarte multe lucruri. Da. Și de aceea, cu atât mai mult, este important acest proiect al dumneavoastră, pentru care vă adresez, vă sunt recunoscătoare eu și cu siguranță mulți, istoria regalității și o promovați în rândul tinerilor. Pentru că, așa cum ați spus și cum știm, ei sunt viitorul țării. Înainte de a vă adresa ultima întrebare este legată de ceea ce vreau să citesc acum. Pentru că dumneavoastră sunteți un om modest și noi ne documentăm. Uneori vrem să aflăm lucruri mult mai multe decât apar pe internet. De multe ori pe internet apar și lucruri neadevărate. Așa este. Îmi permite să citesc câteva cuvinte despre dumneavoastră. Nu tot, pentru că nu este timp. Ați studiat la Shipley College vreme de 5 ani în compania unor elevi din toate colțurile lumii care proveneau de asemenea din toate mediile sociale. Tot în cadrul Shipley College, în fiecare săptămână aveați pregătire Combined Cadet Forces,
în timpul cărora participați la parade și efectuați o serie de exerciții militare, fiind un fel de școală premilitară. De asemenea, făceați parte din echipa Royal Air Force, mărșăluind și pregătindu-vă înmânuirea armelor, a avioanelor și chiar având posibilitatea să zburați cu avioane mici Bulldog. Așa da, este? Da, da. Printre materiile preferate se numărau matematica și franceza, fiind poreclit de către profesoara de limbă franceză, pisica de Cheshire. Așa este? Da. Deoarece erați mereu cu zâmbetul pe buze. Însă despre România sau țările din Europa de Est, vă amintiți că nu se discuta la orele de istorie, nici măcar atunci când venea vorba despre cel de-al doilea război mondial. Vacanțele din timpul colegiului le petreceați în Franța, în cadrul schimburilor de experiență cu unele școli franceze, ori în Barcelona, în cadrul unor tabere de artă, prilej cu care ați descoperit creația lui Gaudi, de care sunteți foarte impresionat. Nu? Da, nu v-ați schimbat. Da, da. Este adevărat ce am citit până acum, este, da? Este. Mai am puțin și apoi o să vă adresez întrebarea. La Shipley College ați dobândit și certificatul în matematică GCSE, în matematică franceză, germană, literatură și limbă engleză, tehnologia informației, geografie și științe, iar apoi ați absolvit și nivelul avansat al GCSE, A-level în franceză, știința afacerilor și educație fizică. În anul 2009 v-ați înscris la Universitatea din Londra, urmând cursul de universitare la Colegiul Royal Holloway, unde v-ați specializat în management, pe care l-ați absolvit în 2012, da? Da. Anul în care v-ați hotărât să vă dedicați cauzei României, preluând unele dintre activitățile casei regale. În 2013 ați fost și aici la Slatina. Da. Ați pedalat peste 1000 de kilometri în perioada 23 aprilie 3 mai, traversând 13 atunci, în 2013. Da, da. 2015 a fost. În 2015, traversând 13 județe, de la Sighetul Marmației până la Constanța, în turul ciclist caritabil Cărțile copilăriei pe bicicletă. Scopul acestei acțiuni era promovarea lecturii la nivel național. Alături de dumneavoastră s-a aflat campionul național la ciclism, Alex Ciocan. Întrebare. Sunteți pregătiți să deveniți regele României? Din punctul meu de vedere, la ce am citit aici, și este doar o mică parte, repet, sunteți pregătiți să deveniți regele României? E foarte greu să... Cred că pentru oricine să răspundă la această întrebare, putem să întrebăm dacă regele Mihai a fost pregătit când a devenit rege la 19 ani. Nu știu dacă a fost, dar nu, niciodată am pus întrebare asta, nu l-am întrebat, dar nu cred că nimeni este cu adevărat pregătit, pentru că este un lucru când mergi și înveți și treci printr-un, să zic așa, un fel de antrenament, învățare să ocupă funcția respectivă. Și altceva când chiar ajungi acolo și trebuie să iei decizii nutri, să zic așa, poate, care fără emoții și cu multă presiune. Când ești principesă sau principe moștenitor, da, rol e puțin mai relaxat, să zicem așa. Dar ce cred că este foarte important este cine ar fi șeful familiei, în funcție sau nu, într-o monarhie constituțională, trebuie să aibă simțul corect pentru unitate, solidaritate, pentru țară, pentru poporul. Lucrul pe care le-ați învățat de la bunicul dumneavoastră, regele Mihai, deja. Cred că mai am foarte mult învățat. Până la urmă, în continuare învățam. Dar legând la interviu din 2008, dacă sunt chemat, o să vin. Eu vă mulțumesc și nu vreau să închei această emisiune. Aș fi vrut să stăm mult mai mult de vorbă. Oamenii au nevoie să știe, trebuie să știe. Dar îmi promiteți că mai vorbim și altă dată. Sigur. Mai mult. Aș vrea să vă fac două daruri.
Doamna Aurelia Grosu, doctor în istorie, arheolog, datorită dânsei, Muzeul de Istorie Olt este în această clădire istorică, alături în Casa Fântâneanu, o casă iar istorică, a venit în balcon regele Carol I. A scris, printre alte cărți, o monografie despre mănăstirea Căluiu. Dumnezeu, din păcate, nu este aici, este plecată și a spus așa: să vă scriu, principelui Nicolae al României, în semn de neuitare a mănăstirii Căluiu, cea minunată, între ghilimele, după cum a spus Paul de Alep, doctor în istorie Aurelia Grosu, și mi-am permis să scriu și numele meu ca să nu mă uitați, realizator Perfectul Simplu Olt TV Slatina, Elena Ionescu, 1 februarie 2024, Slatina, județul Olt. Mulțumesc mult! Și, din partea mea, un album monografic în două volume despre județul Olt. Super! Mulțumesc! Îl dăruiesc cu mare plăcere. Aici avem tradiții, manifestări culturale permanente și instituții de cultură, tradiții și obiceiuri pe meleaguri oltene. Extraordinar! Mulțumesc mult! Eu vă mulțumesc pentru această zi minunată și mergem acum să vedem filmul Maria, Inima României, la Centrul Cultural Eugen Ionescu din Slatina. Da. Vă așteaptă, sala este neîncăpătoare pentru câtă lume ar fi dorit să fie. Încă o dată vă mulțumesc, plecăciune! Eu vă mulțumesc!